Doi mari campioni au fost prezenți astăzi la școala gimnazială Vasile Alexandrii pentru a transmite invitația provocare tuturor elevilor de a participa la show-ul programat pentru vineri 20 mai în centrul municipiului la statuie. Campionul mondial la flotări, romașcanul Dan Stănescu, împreună cu cel mai puternic român, Radu Valahu, au discutat cu elevii despre necesitatea mișcării a exercițiului sportiv și rolul acestora în dezvoltarea unei personalități puternice. Exact cum spuneam și băieților, de generație de la tablă la tabletă. Eu la vârsta voastră cam câți ani aveți așa? De ce? De ce aveam de trebuie de performanță? Deci totul se face cu muncă. Latinul spunea mensana in corpore sano. Ce înseamnă mensana? Minte sănătoasă în corp sănătos. În corp sănătos. În corpore balasano, e valabil la mine. Ok, asta înseamnă. Cine știe etimologia de sport? Ce înseamnă? De la ce vine cuvântul sport? Vorbeam de limba latină, vă dau indicii. Din latinescu portare. Adică a te porta, nu a te deporta, nu a te deporta, adică a ieși din pereți, a te duce afară și a face sport. Da, în primul rând vă mulțumesc că ați venit aici. Noi am venit în fața dumneavoastră să aducem un mesaj pro-sport și mai puțin benefic pentru calculatoare, pentru că sunteți câteodată prizonieri într-o lume virtuală și încercați să extrapolați în altceva decât în real. De asemenea, și suntem convins că foarte mulți dintre voi practicați sportul. Sportul nu contează ca și ramură, contează doar să fie aplicat, indiferent de ramură. Că este atletism, că este sport de contact, că trebuie să învățăm să facem mișcare și în același timp să fim inteligenți și să avem latura pe play-ului dezvoltat. Asta înseamnă să fim cât mai corect posibil și cât mai conștienți că avem doar clipa care trec. În latină se spune carpe diem, trăiești clipa. În viață e bine ca să ai un concurent foarte puternic care va fi mereu și va fi constant propria persoană. Deci încearcă să te autodepășești dacă dorești să faci ceva, să ai realizări. În această măsură există o problemă în ceea ce privește aplicarea spre literatură, spre cultură. E foarte important să citiți o carte în care o să vedeți un alt punct de vedere al autorului, mult mai pragmatic, mult mai dezvoltat din punct de vedere literar, o să vă ajute la comunicare și probabil o să găsiți idei care o să vă coordoneze în viață. Care e definiția inteligenței, Pedro? Definește-o cât poți de simplu. Ce înseamnă inteligență? N-ați învățat la școală, să zice. Există Wikipedia. Nu, nu acum, nu vă uitați acum. Că vă dau doi și document, era să zic în bancă. Ești mai aproape. Înseamnă capacitatea de adaptare la ceva nou. Asta înseamnă inteligență. Inteligența înseamnă nu violență. Mesajul meu pentru voi este să fiți inteligenți. De asta există sport. Nu există șmecherie. Există competiții sportive de contact și există sporturi de echipă. Dan Stănescu a făcut o demonstrație de forță executând flotări cu un elev în spate, în timp ce Radu Valahu, cunoscut și drept Hercule din Carpați, a ridicat deasupra capului cu o singură mână un puști din primul rând. Păi n-ai văzut că am luat trenuri, am luat... Hai vedeți, ia, te zic că n-ai văzut. Să scrieți din bună.
cuvintele frumoase. O să mai vin până apoi, mâine vă aștept. Și vreau, bineînțeles, primăriei să mulțumesc pentru acest lucru și nu uitați mesajul meu. Pentru voi, respectați-vă și faceți sport. Respectați-vă și ascultați-vă părinții, profesorii și oamenii care sunt alături de voi. Și toți oamenii, prin asta vă respectați pe voi. Vorbele campionilor și mai ales demonstrațiile de forță i-au convins pe elevi să execute pe loc câteva flutări și au promis că vor fi prezenți vineri la ora 15:30 în piața Roman Vodă pentru a stabili împreună un record mondial la flotări.